Un patrimoniu făcut praf în ultimii 20 de ani. Așa arăta singura societate de stat responsabilă cu creșterea viermilor de mătase. Însă, lucrurile au intrat pe un făgaș nou și avem vești bune pentru dumneavoastră. Să le ascultăm! Acum câțiva ani erați în mare dificultate, pe cale de dispariție, în insolvență. Cum ați reușit dumneavoastră să salvați această instituție, acest patrimoniu? În anul 2022 a apărut hotărârea de guvern 695, prin care s-a înființat stațiunea de cercetări sericicole Băneasa sub Ministerul Agriculturii și coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole. Stațiunea de cercetări sericicole Băneasa a mai preluat tot ceea ce mai era în momentul de anul 2022 de la fostul Sericarom, un patrimoniu ce reprezintă 1,2 hectare curs construcții în zona Băneasa, un patrimoniu în zona Buzău, localitatea Cislău, tot la fel o localitate veche de tradiție în creșterea viermilor de mătase și în zona Dolj, zona Ciuperceni. De asemenea, stațiunea de cercetare a preluat de la Sericarom atât patrimoniul genetic, compus din 84 de rase și hibrizi de vieri de mătase și 54 de soiuri de dud necesar pentru creșterea viermilor. Deci avem un patrimoniu genetic astăzi, care puține țări îl mai au. Eu, de exemplu, Franța, cea care s-a construit Comisia Internațională de Restericicol, astăzi nu mai are un patrimoniu genetic. Fond genetic găsim în Italia, în Grecia, în Bulgaria. Deci România este una dintre țările care mai deține încă un patrimoniu genetic valoros. Rasele care compun acest patrimoniu sunt rase perfecționate în România, rase de import din China, rase de import din Japonia, din Ucraina, din Bulgaria. Deci avem o paletă foarte largă de rase și cu caracteristici din diferite țări. De asemenea, rasele care le avem sunt rase care se pretează pentru o singură creștere pe an, care sunt monovoltine, rase care pot să crești două serii pe an, care se numesc bivoltine, sau poți să crești mai multe serii pe an polivoltine. Dacă facem și o caracterizare a raselor, putem spune că avem rase în care gogoașa și firul de mătase este alb, rase care gogoașa și firul de mătase este galben și rase care gogoașa este verzuie, automat și firul de mătase este verzui, culoarea oului de rață. În alți ani eram între primele locuri fruntașe din lume la această cultură de avien de mătase. Asta a fost salvarea, trecerea de la o stațiune, de la o firmă, SRL SA, societate... Da, o societate pe acțiune, am trecut la stațiune de cercetare. Stațiune de cercetări, în care este coordonarea științifică a Academiei și sub administrația Ministerului Agriculturii. Deci ați primit fonduri, nu? În acești ani, vorbim sfârșitul anului 2022 și anul 2023, inclusiv anul acesta, am primit un buget, să zicem, generos pentru activitatea care o avem aici. Vorbim de anul trecut, partea de bunuri, servicii, salarii au fost undeva la 400.000 de euro. Nu este o sumă mare, dar pentru noi a fost o sumă generoasă în care am putut să angajăm personal pe partea tehnică, pe partea administrativă, să ne putem să ne desfășurăm activitatea și să punem bazele unei stațiuni de cercetări solide. Când am venit în septembrie 2022 aici, clădirea nu avea apă, nu avea utilități sanitar-veterinare, nu avea căldură, deci era o singură clădire goală, fără funcționalitate, fără utilități și am reușit în acest un an jumătate, datorită faptului că Ministerul a alocat bani pentru această stațiune, să punem la punct partea de administrativă de servicii ca personalul să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Dar este mult de făcut. Ceea ce vedeți acum nu satisface. Anul acesta acum desfășurăm un proiect pentru investiții, inclusiv refacerea clădirii în care suntem, care să o aducem la standarde occidentale. Da, în momentul de față avem un contract cu o echipă de arhitectură, e la faza de proiectare, de ATC. Sperăm ca de la 1 iulie sau de la 1 august să intrăm în renovarea acestei clădiri.
Și ați rezolvat și partea de personal calificat, de instruire, de training-uri? Încă foarte greu să găsiți în domeniul acesta. Avem personal, în momentul de față, care au, pe partea tehnică, partea de cercetare, care în ultimul an, anul trecut, au avut niște realizări, după mine, fantastice. Partea de cercetare. Am câștigat anul trecut 4 proiecte ADER de la Ministerul Agriculturii, ceea ce este fantastic, da. Pe cercetări în domeniul specific, începând de la partea de cercetări pe dud, da, știm tot, vrem să vedem valoarea biologică a soiilor de dud, valoarea biologică a raselor și virmelor de mătase, ca să putem să mergem mai departe. De asemenea, avem în acele proiecte obținerea și de produse secundare. Lucrăm împreună cu centrul de cercetare de la Universitatea de la Cluj, care au și un centru de dezvoltat, în care au un colectiv tânăr de cercetători. De asemenea, lucrăm cu Institutul de Mecanizare Agriculturii și stațiunea pomicolă Băneasa. De asemenea, am început și un parteneriat cu Facultatea de Horticultură din cadrul Universității Agronomice București, Catedra de Pomicultură, pentru a identifica soiurile de dud, pentru a învăța echipa să multiplice și a dezvolta în zona Cislău o pepinieră de producere a dudului. Atât pentru frunză, cât și dud pentru fruct, murul, care este un fruct foarte valoros și căutat pe piața internațională. Care au fost pierderile societății și cât se mai poate recupera în timp? Da, pierderile societății a fost faptul că o perioadă de timp această activitate, o activitate socioeconomică a dispărut din România. Cei care au folosit mătase sau au importat din China și în România nu s-au produs sau s-a produs o cantitate infim de mică. Am discutat cu proprietari de filatură și au fost foarte încântați că am refăcut, că am renaștem în avicultură și că vom produce din nou mătase în România. Anul trecut am achiziționat o singură filatură din Italia, atât pentru partea experimentală, cât și pentru partea de mică industrie, să putem să producem mătase în România. Dar cred că și produsele secundare obținute din creșterea viermelor de mătase sunt foarte valoroase, atât din cultura dudului, cât și din creșterea viermelor de mătase. Dar credeți că România va mai ajunge la o producție de altă dată în această cultură? Este foarte greu. Condițiile socioeconomice s-au schimbat față din anii 1986, când România era a șasea țară ca producție din lume, așa a doua din Europa. Sunt alte condiții și cred că va fi mult mai greu. Se va produce mătase în România. Ultima perioadă am primit solicitări pe adresa oficială a stațiunii de la tineri care erau interesați să cunoască cum să-și facă o plantație de dud, ce înseamnă cultura de dud și ce înseamnă să crească vierul de mătase. Sperăm că în luna martie, acea bază de date care avem de toate persoanele interesate, să vină la Băneasa și să purtăm discuții și să le asigurăm asistența tehnică necesară pentru perioada de producție. Domnul director, vă mulțumim foarte mult pentru aceste vești bune pe care ni le-ați dat și suntem interesați să vedem care este activitatea dumneavoastră în săptămânile următoare. Cu mare plăcere, vă așteptăm la noi și dumneavoastră ne veți fi de folos și pentru micul fermier sau gospodăria țărănească care poate să crească vierme de mătase în afara serviciului sau în afara altor ocupații, să poată să vină un venit suplimentar. Noi acum asigurăm circuitul integrat de la ouă sau vierme de mătase în faza 2-3 până la a prelua gogoșile de mătase și le-a produce în filatura, să zicem, filatura noastră.